Seville's Hyde Haiti, după 3 ore, de la DNA. Conform unor surse, fostul ministru a fost inculpat în dosarul Belina. După 3 ore de audieri la DNA, Seville's Hyde Haiti din sediul direcției. Conform unor surse judiciare, procurorii au schimbat încadrarea fostului ministru. Astfel, Haideh nu mai e suspect, ci inculpat în dosarul Belina. Seville's Haideh, în prezent consilier de stat în aparatul premierului Viorica Dencil, a plecat de la DNA după ora 1800, fără a face vreo declarație. De altfel, i-a refuzat să le răspund jurnal sublinieretilor sublinierei la momentul sosirii la DNA. Seville's Haideh este cercetat de DNA în dosarul Belina, alturi de presubliniere din PSD, Liviu Dragnea, sublinierei de Rovana Plumb. Din cauza implicării în acest dosar, în 12 octombrie 2017, Seville's Haideh sublinierei Rovana Plumb au demisionat din funcțiile de ministru al dezvoltării, respectiv ministru al fondurilor europene, într-o subliniere din ca comitetului executiv al PSD. Haideh a mai fost la DNA în 17 ianuarie, când i-a fost înmânată expertiza în acest dosar. Pe 22 septembrie 2017, n-a anuncat că Seville's Haideh este suspect de sevâr sublinierea infracțiunii de abuz în serviciu când era secretar de stat la MDRAP, într-un dosar conform ceruia. În 2013, prin acțiunea concertată a unor persoane cu funcții publice, perci din insula Belina sublinierei Bracul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judecului Teleorman sublinierei în administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private.